Hei, bine v-am găsit la mine pe canal. Pentru astăzi vreau să facem un clip un pic mai special și anume vreau să vă arăt zilele unui student la Facultatea de Litere. Vreau să filmez în aceste două zile, astăzi este joi și mâine este vineri, iar eu am niște zile un pic mai încărcate, dar am zis că vreau să profit de această ocazie să filmez un astfel de clip. Nu este chiar o rutină, dar vreau să vă arăt cam tot ce fac eu în zilele astea, iar subiectul clipului să se concentreze pe Facultatea de Litere, să vă explic exact ce și cum am cursurile, ce trebuie să citesc, ce teme am și așa mai departe. Să vă dau puțin context, poate sunteți pentru prima dată la mine pe canal. Eu sunt studentă la Facultatea de Litere în cadrul specializării engleză-italiană la Universitatea Ovidius din Constanța. Ei bine, sunt ultimul an, sunt în primul semestru al ultimului an, așa că m-am obișnuit cu tot programul facultății, cu tot ce am făcut până acum și am spus să vă arăt și vouă cam ce se întâmplă în viața unui student la litere. Așadar, astăzi, joi, v-am filmat și un pic mai devreme, nu am putut să vorbesc cu voi, dar am încercat să vă filmez. Astăzi am cursuri de la ora 8 dimineață până la 4 după amiază, mâine voi avea de la 10 până pe la 6, iar astăzi de dimineață prima dată am avut literatură italiană, mai apoi am avut literatură engleză. Și în timp ce ascultam la curs, am mai citit din această carte, Împăratul Muștelor, sunt pe undeva pe la jumătate și vreau neapărat să o termin până la sfârșitul săptămânii acesteia, pentru că vreau să fac o prezentare pe baza acesteia la seminarul de literatură engleză, așa că de asta vreau să trag tare să termin de citit. Și în timp ce eram atentă la curs, am mai și citit un pic, iar acum am cursul de istoria limbii engleze, unde scriem destul de mult, scriem pe astfel de handout-uri și de asta nu prea apuc să vă filmez foarte mult. Acum am o mică pauză, iar după ce voi termina cursul de istoria limbii, voi avea ultimul curs pe ziua de astăzi, care este un curs opțional de limba engleză. Nu știu exact ce facem acolo, dar vom vedea, poate o să vă filmez și acolo. Iar după ce termin cursurile, aș vrea să merg împreună cu sora mea la o plimbare prin parc și să mai citim puțin în aer liber, pentru că astăzi și mâine sunt niște zile mai călduroase, după am văzut că încep ploile, așa că vrem să profităm de vremea aceasta. Așa că asta o să se întâmple, sper să vă placă ideea acestui videoclip și haideți cu mine în viața unui student la litere. Am ieșit la o scurtă plimbare prin oraș, că tot e vremea frumoasă. Să mergem să ne luăm ceva de băut și apoi o să ne plimbăm un pic prin parc. Dimineața, prietene, astăzi este vineri și este a doua zi și ultima totodată din acest video. Este dimineața, aproape ora 10, doar câteva minute am mai rămas până la ora 10, când voi începe cursul de LEC, limba engleză contemporană. Așa că acum voi participa la curs, mi-am prins la vale, era asta destul de ciudat aici, dar mă rog. Voi participa la cursul de LEC acum, iar mai apoi voi avea 2 ore pauză, după care voi mai avea un nou curs, curs practic de italiană parcă, după care voi mai avea din nou o oră de pauză și apoi de la ora 5 am un curs din cadrul modulului psihopedagogic, informatică sau TIC, ceva de genul ăsta. Așa că astăzi orarul meu este destul de fragmentat, dar poate fi și o parte bună, pentru că aș vrea să exploatez din plin timpul acela liber pe care îl voi avea între cursuri. Vreau neapărat să citesc astăzi, vreau să termin și cartea pe care am început-o de ceva timp și tot nu mai reușesc odată să o termin, Fahrenheit 451. Și bineînțeles, după ce o termin, vreau neapărat să se întâmple asta azi, după ce o termin vreau să continui să citesc și din Împăratul Muștelor. Totodată, pe lângă citit, poate o să mă apuc și să lucrez la prezentarea pe care o am de făcut la literatura engleză, cred că v-am mai spus despre ea. Și în afară de prezentare,
prezentarea asta, mai am de făcut o prezentare și la un curs opțional de limbă pe care l-am avut ieri. Nu am avut până acum materialele necesare de unde să citesc pentru tema pe care mi-am ales-o, dar acum le am și vreau să printez paginile respective din acea carte și să conspectez puțin, să mă gândesc cam ce aș vrea să includ în prezentarea mea. Sincer, nu știu cum mă voi simți pe la ora 6 când voi termina cursurile, presupun că destul de extenuată și eu m-am simțit la fel, dat fiind faptul că am început la ora 8 dimineață și am terminat la 4, sincer, ieri nu mai aveam niciun chef să mai ies din casă, dar totuși am făcut foarte bine că m-am urnit și am ieșit din casă la o plimbare. Chiar m-am simțit foarte bine când am făcut plimbarea. Și da, cam asta o să se întâmple pe ziua de astăzi. O să vă mai țin la curent dacă îmi vine vreo idee pe parcurs. Ideea e că în timpul cursurilor trebuie să fiu atentă și nu prea pot face altceva. 2 ore trebuie să fiu aici cu ochii și cu urechile la ecran.